Da. Evident. Incredibil. Trebuia să comit. Da. I-am făcut intro-ul în lece și aveam microfonul oprit. Așa că e senzațional. Bun, să luăm de la capăt. Bună seara, bine v-am regăsit. Este vineri, este 18. Am venit la 21 și așadar avem o nouă ediție de podcast live, episodul 6. Reiau introducerea pentru lece, că evident, cum a spus, am vorbit cu microfonul închis, trebuia să o comit, că n-aș fi eu, nu? Bun, alături de mine în această seară este unul dintre, să zic așa, cei mai vechi și cei mai activi ultra și pe care i-a avut și are Steaua. Este omul care a crescut în Peluza din Nord și mai apoi în Peluza din Sud a stadionului Ghencea. Este omul pe care noi l-am urmat de multe ori, pe care l-am ascultat. Este un om cu speech-uri foarte, foarte bune și este un om care ne-a făcut pe mulți dintre noi să iubim Steaua și să alegem Steaua. Este omul care în 2015, dacă nu mă înșel, alături de Jean a făcut un fel de meeting, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, în fața stadionului, cerând să se întâmple ceva. Cevaul s-a întâmplat niște ani mai târziu și din nou el a fost acolo la club când Steaua și-a reînființat secția de fotbal. Așadar, alături de mine și de Gabi în această seară este nimeni altul decât Alexandru Tofan, pentru că așa ne-a spus în promo, nu și-a schimbat numele, este Lece. Salut, Lece, ce faci? Salut, salutare! Uite, sunt uimit de prezentarea pe care mi-ai făcut-o și nu știu ce să mai zic acum, sincer, dar ai zis tu atât de multe și de frumoase cuvinte despre mine, încât mi-e frică să nu cumva să stric naibii imaginea. Dacă o făceam și din prima cu microfonul deschis, era superul. Lasă! Asta-i tot farmecul, nu ai nicio problemă. Ce faci? Cum ești? Ești bine, sănătos? Da, sunt bine, sunt sănătos, Doamne ajută, chiar mă bucur că sunt sănătos, că sunteți și voi și sper că toată lumea e ok. După anul ăsta, sincer, toată lumea, înainte își urau bani, nu știu, noroc să fii, să câștigi la loto, să ai parte de gagici cât mai mișto, să câștigi echipa dacă nu se numește Dinamo, să, în fine. Acum toată lumea își urează din prima sănătate, știi? Când te sună cineva și când îi chici și când mai ești. Salut, pa, la revedere, ne vedem. Câștigi echipa, auzim, dacă nu. Miercuri se numește, da, Dinamo, sănătate, în fine. Acum toată lumea își urează din prima sănătate, știi? Altora, sănătate. Te sună cineva și când îi chici. Ce să zic, un an introspectiv, salut, pa, așa. Din punctul ăsta de vedere, echipa, ne auzim, nu. Miercuri se numește sănătate, fără să fim sănătoși. Acum toată lumea își urează din prima sănătate, te sună cineva și când îi chici. Ce să zic, un an introspectiv, așa. Din punctul ăsta de vedere, echipa. Așa că da, sunt sănătos, să fim sănătoși și să știm voi ce ne vrea mai Ne auzim la ea. Ne auzim la ea.
Se pare că tehnologia asta la asta pornește mai greu. Se pare că tehnologia asta la asta pornește mai greu. Venita oaca al București. Se pare că tehnologia asta la asta pornește mai greu. Nu știu, de ce n-am nimic deschis? A căzut satelitul, vorba lui Chelo, da. Ne auzim bine acum? Încercăm. Bă, nu știu, pare ok. La mine pare ok, nu știu cum... Se aude sunetul dublu, nu știu de unde se aude dublu. Asta spun, că nu dau seama. E ok acum? Păi, bun, perfect. Da. Perfect. Înseamnă păi poate e vreun ascultător care are mai multe aparate prin casă și ne aude dublu, ești. Sau fi venit apa caldă și îți dai seama că nu poate să meargă totul perfect strună. Dacă a venit apa caldă, trebuie să strice ceva, se strică internetul. Da, bun, deci ne auzim în regulă acum, da? Auzim în regulă. Da, probabil că undeva era, la unul dintre ascultători, nu știu, dintre colegii noștri era vreun device deschis, dar se mai întâmplă. Bun, dacă ne auzim în regulă, să continuăm. Să continuăm. Hai că nici nu am început, n-ați pierdut nimic, gata, e tot mai. Păi, știi versul? Derulați caseta. Știi versul ăla de la Mafia, nu? De început să începem cu începutul, nu? Da. Deci o să te iau ușor așa, în prima fază. Da, așa, ia-mă ușor că sunt sensibil. Povestește-ne cum ai ajuns să iubești Steaua și cum ai ajuns în Galeria Stelei. Asta e luat ușor pentru tine? Asta înseamnă că m-ai luat ușor, nu? Cum ai ajuns tu să iubești la Stea, cum dracu? Băi, ce să zic? Hai să începem cu începutul, să te citez sau să recitez din Mafia. Păi, da, nu știu pe câtă lume interesează, probabil că povestea mea seamănă foarte mult cu a multora. În anii 80, eu sunt născut la începutul acestor ani, am ajuns mic fiind, copil fiind, să joc hockey la Steaua. Eram foarte mic, adică eram undeva în clasa 1, ca de altfel toți vecinii mei și toți copiii de la blocul unde locuiam și de la blocurile de lângă. Pentru că ne aflam fix lângă patinoarul Flamaropol, fostul patinoar 23 august, cum se numea pe vremea aia, singurul patinoar acoperit din țară, singurul patinoar mare pe care juca și Naționala României și singurul patinoar unde jucau și Steaua și Dinamo, rețineți, la vremea aia. Și părinții toți, cam toți părinții să scape de noi, ne dădeau la sport. Nu aveam internet, nu aveam device-uri, nu puteau să ne lase cu tableta în mână și atunci ne dădeau să facem diverse sporturi și am nimerit la hockey. La hockey am nimerit la Steaua. De ce? Că așa a vrut taică-mi, Dumnezeu să fie. Și taică-mi era prieten bun cu un hockeyist de pe vremea la Steaua, Vișan îl chema pe numele de familie. Îmi cer scuze, dar chiar nu-i mai țin minte
prenumele, care mi-a dăruit o crosă, mi-a făcut cadou o crosă, niște pucuri, în fine. Am rămas la copii, stele, copii stele se numeau, Academia de Copii a Stelei la hockey se numea Triumf pe vremea aceea. Care mie, sincer, mi-a plăcut hockey, îmi plăcea hockey, dar am început să fiu din ce în ce mai atent la fotbal. Iar de ce spun asta? Pentru că în familia mea cam toată lumea ținea cu Steaua și aveam, mă rog, câteva rude care mergeau la meciuri pe vremea aia, verișori mai mari. M-au luat cu ei pe stadion, am ajuns la meci cu Anderlecht Bruxelles în semifinala Cupei Campionilor Europeni în 86. Am rămas impresionat de atmosferă, de bucuria oamenilor. Nu știu dacă mulți dintre cei care ne ascultă înțeleg cam cum erau lucrurile pe vremea aia. Eu eram foarte mic, aveam 5-6 ani, niciun nume. Mi-aduc extraordinar de bine aminte, dar în fine, oamenii aveau foarte, foarte, foarte puține lucruri la care se bucurau. România era într-o criză economică foarte mare. Ceaușescu încerca să-și plătească niște pagube, niște datorii externe imense pe care le făcuse dintr-o ambiție prostească, tipic comunistă și tipic socialistă, în fine, nu intrăm în amănunte. Iar oamenii sufereau din cauza asta de sărăcie, eram țara cu cel mai scăzut nivel de trai din Europa, cu cel mai mic salariu, cel mai mic venit pe cap de locuitor, cu inflație imensă, dar care în comunism nu conta pentru că erai după cortenia de fier. Practic singura bucurie a oamenilor era sportul. Eram medaliați olimpic în 84, ieșisem pe locul 3 la Los Angeles la Olimpiadă, Craiova ajunsese într-o semifinală de cupă europeană, apoi Dinamo a ajuns într-o semifinală de cupă europeană. Mulți oameni s-au dus cu acea emulație și au devenit simpatizanți ai acestor două echipe, cu Dinamo mai puțin din cei pe care îi cunosc eu, pentru că Dinamo era cunoscută ca echipa secundă. Acum, sincer, o spun totalmente obiectiv și fără să fiu părtinitor și fără să fiu răutăcios cu absolut nimeni, dar Dinamo era cunoscută ca echipa securității, clar, a celor care practic serveau regimul asupritor, nu era iubită decât de oamenii din sistem în momentul ăla. Iar cum taică-miu și bunică-miu a fost deținut politic vreo 10 ani, taică-miu a fost și el arestat politic în anii 80, chiar în perioada în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor. Ai mei n-aveau cum să țină niciodată cu Dinamo și țineau cu Steaua. Iar Steaua a avut acel an incredibil, 1985-86, acel sezon incredibil, în care a reușit să câștige tot, inclusiv Cupa Campionilor Europeni. Meci pe care l-am urmărit la televizor și apoi la un aparat, penaltiurile, deși eram copil, eram la grădiniță, țin minte absolut toate emoțiile trăite în acel meci. Țin minte că atunci ăla a fost momentul în care efectiv am simțit că sensul vieții mele se află în mâinile 11 jucători în teren în momentul ăla, în noaptea de la Sevilla. Atunci a fost pentru prima oară când am auzit mulțimi de oameni, de mii de oameni, de zeci de mii de oameni urlând la 12 noaptea în stradă și bucurându-se și scandând lozinci anti-sistem, pentru că na, poate acum vouă vi se pare amuzant, dar pe vremea să auzi mii de oameni urlând nu avem pâine și salam, dar l-avem pe Ducadam, era foarte periculos, foarte, foarte periculos să spui că nu ai ce mânca, dar te bucuri pentru performanța echipei, măcar atât, știi? Oamenii au început să strige Lăcătuși președinte, Emery Kenney președinte, lucruri care, nu știu, dacă voi vă puteți imagina ce înseamnă un regim totalitarist, un regim care poate oricând să te salte din casă și să nu mai știe nimeni de tine. Adică nu există absolut deloc noțiunea de libertate. În momentele alea, în regim comunist, era performanță în sport, nu contest asta, dar libertate nu exista. Noțiunea de libertate, de a spune ce vrei, când vrei, de a gândi liber, de a citi liber, de a primi informații liber, nu exista. E, bun, hai că divaghez foarte mult, dar sunt
e un context pe care trebuie să-l descriu un pic ca lumea să înțeleagă, altfel probabil foarte puțin vor înțelege nuanțele a ceea ce a însemnat Steaua în anii aia. Steaua în momentul ăla a avut o perioadă de 4 ani în care a ajuns cea mai bună echipă din lume, clar. Nu știu în ce topuri, în ce clasamente, chiar a fost numită cea mai bună echipă din lume. În 1988, mi se pare, după un turneu în care a învins pe Real Madrid cu 2-1, a avut 3 semifinale de cupe europene, 2 finale de Champions League, de Cupa Campionilor Europeni, cum se numea pe vremea aia. 2 finale, dintre care una câștigată. Câștigătoarea Supercupei Europei în 87 cu Dinamo Kiev, pierdut pe nedrept meciul cu River Plate în finala Cupei Intercontinentale în Tokyo, dar Steaua era văzută ca o revelație în fotbalul european, în fotbalul modern, atât ca fiind prima echipă din Estul Europei care ajunsese la performanța maximă din fotbal, că asta este performanța maximă din fotbal ca echipă de club, să câștigi cupa campionilor europeni. Nu există un trofeu mai important în fotbal. Iar erau uimiți absolut toți, nu știau de unde a apărut echipa asta, cum a putut să facă asemenea lucruri, să ajungă atât de departe și să câștige acel trofeu pe care îl câștigau doar mari granzi ai Europei, Liverpool, Juventus, în fine, Real Madrid și echipe mari care erau cunoscute, Nottingham Forest devenise o echipă cunoscută tot pentru că a câștigat întâmplător, sau mă rog, a câștigat 2 ani consecutiv, deși a luat campionatul o singură dată în Anglia, dar Nottingham Forest venea dintr-un campionat puternic, un campionat cunoscut, măcar din punctul ăsta de vedere, oamenii știau că vine de acolo, de unde se face performanță. Anglia câștigase Cupa Mondială la fotbal în 66, adică vorbim despre altă. Dar România nu reprezentase până atunci absolut nimic pe harta fotbalului mondial și iată că dintr-o dată așa, românii se trezesc ei că devin cei mai buni, cu cea mai bună echipă de club din lume în momentul respectiv, câștigând cel mai bun trofeu și menținându-se 4 ani în fruntea clasamentului. Steaua a făcut atunci niște recorduri greu de egalat în momentul de față, a avut și niște jucători de excepție, un antrenor de excepție, o conducere de excepție, în frunte cu Ion Alexandrescu, cu Valentin Ceaușescu, cu psihologul echipei și cel care era un mare practicant și un recunoscut practicant de arte marțiale, Florentin Marinescu, în fine, sunt multe detalii pe care puteți să le obțineți dacă intrați pe internet sau dacă citiți cărți despre acea perioadă. Însă Steaua a uimit pentru că noi românii, noi suntem o națiune foarte tânără, foarte recent apărută ca națiune, ca țară în primul rând. Noi avem 100 de ani, 102 ani aproape, nu, 102 ani avem din 1918, ca țară în formatul actual al României, mă rog, minus teritoriile cedate după al doilea război mondial, fără voia noastră, bineînțeles. Însă noi ca români, noi niciodată n-am fost o națiune care să meargă până la capăt. Noi n-am avut chestia asta în mentalitate, noi n-am avut și nu avem în continuare planuri pe termen lung. Noi nu urmărim performanță, noi nu urmărim scopuri în alte idealuri. Noi nu atingem pragul de sus niciodată, că nu suntem noi ca români, n-am fost și nu suntem noi, ADN-ul nostru nu există chestia asta și ne-a fost și foarte mult forță. Da, mie nu-mi place teoria asta că vin străinii și ne implantează chestia asta în cap. Nu, pur și simplu noi nu avem o continuitate în istoria asta și n-am avut șansa geopolitică să coabităm într-un spațiu care să ne permită să ne extindem umanist, cultural, să ne putem duce în alte zone. Noi a trebuit tot timpul să stăm între turci, tătari, slavi, ruși, polonezi
și așa mai departe, 1000 de popoare migratoare, 1000 de popoare cuceritoare care veneau și cercau să ia bucăți din teritoriile noastre, să ne dezbine, să ne suntem. Asta este istoria, istoria reală, nu aia pe care o învățăm noi la școala generală cu Popor Glorios, Mihai Viteazu, care a făcut Caradres. Da, într-adevăr, au existat aceste persoane și chiar au făcut, nu vrea nimeni să le știrbească din merit. Dar România a fost o țară foarte, foarte asuprită din toate părțile, de către popoare mult, mult mai mari, mult mai puternice, și atunci noi a trebuit pe moment să găsim soluții și pe moment să ne adaptăm și s-a creat această, cum să zic eu, această meteahnă, dar practic un stil de a supraviețui prin care noi am reușit să trăim, să ne mutăm de azi pe mâine. Dar niciodată nu ne-am gândit departe, nu ne-am gândit că vom atinge să fim cei mai buni, cei mai tari, cei mai... E, uite, Steaua București este singurul produs al națiunii române care a reușit să ajungă într-un domeniu, nu că important, probabil cel mai important sport de pe planetă și cel mai important fenomen apărut pe planetă în ultimii 200 de ani, să ajungă să fie cea mai bună, să fie numărul 1. Dacă voi mai îmi dați exemplu de altceva care a ajuns în... Nu mă luați cu Lazarul de la Măgurele și cu... Nu știu, da, mai există Nadia Comăneci, mai există, într-adevăr, dar individual, ok, sau Steaua la handbal a ajuns să câștige, da, ok, dar nu erau sportul numărul 1, nu erau fenomenul. Gimnastica, cu tot respectul pentru gimnastică, scrima, cu tot respectul pentru scrimă, handbalul, voleiul, basketul, hockeyul, orice altceva, cu tot respectul pentru aia, nu au intrat în ADN-ul populației, să zic așa, global, în ADN-ul global al întregii planete, cum a intrat fotbalul. Fotbalul a devenit cel mai important sport al ultimilor 200 de ani, că vrem să o recunoaștem sau că nu vrem, că simpatizăm sau nu. Asta este adevărul, asta să o spun statistice, cifre, matematica nu minte. Iar Steaua a reușit să devină. Ei, bun, eu practic n-am putut să judec la momentul respectiv, la 5-6 ani, să analizez în felul în care analizez acum. Dar probabil că neocortexul meu era subdezvoltat la ora aia, dar în inima mea și, mă rog, în inimă, în a doua parte a creierului, în limbic, în cel care se ocupă cu sentimente, trăiri și emoții, am realizat chestia asta, că eu am asistat la o istorie pe care nu o voi mai vedea și este un moment unic în ceea ce înseamnă schimbare de mentalitate, o schimbare de viziune asupra fotbalului. Cu părere de rău o spun, sunt oameni mult mai importanți decât mine, cu funcții mult mai importante decât mine, cu ani mai mulți ca mine, și care în momentul de față au putere mult mai multă decât am eu, că eu nu am absolut deloc în ceea ce privește destinele acestei echipe, care nu realizează lucrul ăsta și nu înțeleg de ce. Aici e problema. Vezi cum îmi ridici tu mingea la fileu? Cum îți place ție să ridici mingea la fileu? Te opresc un pic pentru că avem mesaje și vreau să le citim un pic, pentru că sunt foarte multe. Deja sunt peste 100 și ceva de mesaje și vreau să te anunț că cred că ne apropiem de 200 de oameni care ne ascultă în momentul ăsta. Am un mesaj foarte simpatic de la un prieten foarte bun de-al tău. Și știu că nu l-ai invitat pe Damaschin și știi cine este Damaschin Ionuț. Și da, da, da. Are o glumă pentru tine. Ce felul următor, ce Alexandru Tofin, lasă-mă în politica. Da, ne salută și Adi unul de la... Știi de cum la e? Fără... Așa, zi, trăg. Ne mai uiți? Zic, eu las politica. Politica nu ne lasă pe noi. Așa este. Adi 1 de la Steaua Liberă ne salută. Te completează în felul următor. Nu aveam lacăte la uși, dar aveam pe lăcătuși.
N-avem Pita da, cu Salam, dar l-avem pe Duc Adam. Sunt foarte multe, sunt foarte multe mesaje. Vreau să-i salut pe ascultătorii, pe Călin Boban, pe Cristinel. Vreau să-l salut pe domnul Burcea, cu respect. Domnul Chelu este alături de noi și te completează, zice, din păcate, în proporție de 99% din români sunt oi, părerea mea. Nu chiar 99%. Să-l salutăm și pe Teodor. Pe... Ce înseamnă? Tante, ce înseamnă că sunt oi? Adică despre ce vorbim? Nu înțeleg chestia asta cu oile. Am tot auzit asta cu oile, cu oile, și nu înțeleg de unde vine treaba asta. De ce e un sens peiorativ, clar, și încercăm să îi subcatalogăm sau să îi șinim pe unii oameni, pentru că probabil părerile lor nu corespund sau nu rezonează cu părerile noastre. Dar eu cred că abordarea asta, nu știu câtă satisfacție ne mai dă, sau nu știu dacă e o abordare care să dea o satisfacție pe termen lung, sau dacă doar e o refulare, un mod de a gestiona niște frustrări. Că să-i numim pe unii 99% dintre români oi, e practic să ne jignim propria noastră națiune, proprii noștri prieteni și nu știu, rude sau mai știu eu ce, sau cunoștințe sau colegi sau oameni apropiați. Până la urmă tu nu ești prieten doar cu aia 1% care sunt șmecheri și deștepți și care gândesc ca tine. Iar dacă ai numai oameni în jurul tău care gândesc ca tine, e ceva în regulă cu tine atunci. Părerea mea. Eu nu vreau să nu mă înțelegi, eu nu judec pe nimeni. Dar eu zic că generalizările pentru o persoană care se vrea analitică, inteligentă, înțelegătoare, înțeleaptă, o persoană care crede că știe sau are oarecare cunoștințe despre perspectiva celorlalți, despre perspectiva asta, și încearcă să găsească o cale spre adevăr, a eticheta pe ceilalți, ai spune 99% dintre români sunt tâmpiți, sunt oi, sunt nu știu cum, până de faptul că o oaie săracă n-are nicio vină că s-a născut oaie, așa cum niciun om care gândește altfel, da, serios, iar niciun om care gândește altfel ca mine n-are nicio vină că gândește altfel ca mine, pentru că omul este suma propriilor sale experiențe. Dacă omul ăla a trăit niște experiențe care pe el au dus să gândească în poziția respectivă și în situația respectivă, el să spună, domne, pentru mine eu așa văd lucrurile, ăsta e adevărul, și argumentele pe care eu le analizez și care mi s-au dat sunt suficiente ca eu să fiu în momentul de față de acord cu părerea asta și nu cu părerea ta. Bun. Nu trebuie, adică dacă încep să iar ataci pe toți, să etichetezi pe toți, o să ne transformăm, ceea ce se întâmplă în momentul de față. Adică ăsta e un fenomen care se întâmplă în momentul de față, în general, în globalist, pe tot globul pământesc, în cam toate societățile, în cam toate tipurile de ideologii, de ierarhii, de regimuri politice și așa mai departe, dar cu preponderență în Estul Europei, și eu observ, fiind un observator de afară acum de 4 ani de zile, în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, să mă exprim așa elegant, în România, unde oamenii se atomizează, societatea se atomizează, fiecare devine individualist, oamenii își văd numai de viața lor, numai de treaba lor, fiecare își vede numai de interesul lui, de binele propriu, și nu gândește absolut deloc în spirit colectiv, absolut deloc, nu se integrează colectiv, nu vrea să gândească colectiv, ci pur și simplu tot ce nu înțelege etichetează și bagă într-un sertar. Aici nu sunt de acord cu abordarea asta și o spun pe față, chiar dacă vă supărați unii pe mine, n-am nicio problemă cu chestia asta. Eu am argumentat-o. Stai liniște că nu se supără Chelu. Chelu e un băiat radical și e un tip radical din fire, de altfel a și spus chestia asta. Dar așa e el e minunat în felul lui de a fi. Dacă Chelu ar fi altfel decât el, n-ar mai fi Chelu, știi cum e? Hai să bună tuturor! O secundă că l-am lăsat pe deci.
că prezinte atât de frumos și chiar voiam să spun că mă bucur atât de mult, Lege, că ai accentuat acest aspect și sunt total de acord cu tine și am văzut foarte multă lume efectiv frustrată pe echipa FCSB și așa cum ai spus, denumind acei fani în diferite feluri și chiar în totalitate de acord cu tine, nu înțeleg această frustrare și nu înțeleg de ce trebuie să ne îndreptăm către ura, către o echipă pe care n-ar trebui să ne intereseze și da, ar trebui să ne respectăm și prietenii și cum ai zis, rudele și tot. Și chiar voiam să spun că mă bucur că ai accentuat acest lucru. Băi, mersi. Sunt aproape de acord cu tine, dar nu sunt cu o singură, la o singură chestie. Ura sau nu ura neapărat, că vezi, din păcate oamenii nu fac o deosebire între ură și dezamăgire. Sau între... Există o frustrare și în urma acestor dezamăgiri. Iar dezamăgirea principală sau furia din care provine această frustrare și de unde vin aceste apelative și aceste înțepături este de la faptul că atât eu cât și ceilalți, și asta, aici înțeleg oamenii care au fost și care sunt steli și care s-au sacrificat. Și tu știi foarte bine, Nicoleta, pentru că și tu faci parte din același cerc de oameni și noi între noi ne înțelegem, adică știm foarte bine unde am fost, ce am făcut și când am făcut. Și noi aproape 12 ani de zile am mers în deplasări, am sacrificat o grămadă de timp, de energie, de bani și așa mai departe. Nu știu, am văzut o grămadă de comentarii astea cu elile, oameni care aveau impresia că Becali dădea bani și la sud, și la nord, și la ăla, și la ăla. Becali aruncă cu bani. Becali e un fel de fabrică de bani care aruncă în stânga și în dreapta cu bani și dă la toată lumea bani până se plictisește și până se termină toți banii din lume și pe aia el mai face rost de niște bani și tot ne mai dă niște bani. E, uite că nu e așa. Becali nu dă bani aproape nimănui, vă zic eu. Asta, iar dacă sunt vrunii care au luat bani de la Becali, e problema lor, fixa lor. Dar nu spuneți mie că mii de oameni care au mers în deplasări și mii de oameni care au venit și au susținut Steaua, pentru că eu consider că atât timp cât jucătorii au jucat cu emblema aia pe piept și pe stadionul Ghencea și s-au antrenat în Ghencea, ei au fost Steaua, pentru că noi îi validam, noi, publicul, suporterii, îi validam. Și noi eram induși în eroare și am fost mințiți și am fost umiliți de către niște excroci, de către niște bișnițari, de către niște oameni care aveau impresia la ora respectivă că lor nu li se poate întâmpla absolut nimic și că ei conduc lumea și că ei fac ce vor. Și oamenii au făcut niște acte ilegal, iar oamenii nu au fost niciodată pedepsiți, iar noi n-am fost niciodată recompensați pentru acei 12 ani. E, și de aici vine disonanța, de aici vine problema noastră, de aici vine frustrarea, de aici îmi vine să-i fac pe toți idioți, vânduți, oi și așa mai departe. Eu înțeleg pornirea, dar nu înțeleg de ce oamenii nu se opresc la momentul în care că nu suntem animale, adică nu ne ducem până la capăt, în momentul în care știi că ataci și lovești și în alții, trebuie să te oprești. Trebuie un pic să fii mai, să gândești la rece și să încerci să găsești doar cauza și autorii ei, nu să lovești, să creezi victime colaterale, pentru că sunt foarte mulți oameni care n-au absolut nicio vină și cărora li se rupe sufletul acum, în momentul de față, să spună că FCSB nu e Steaua. Și n-au nicio vină oamenii, pentru că ei nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva, cum echipa aia pentru care i-au suferit și au plâns de fericire la meciul cu Valencia sau la meciul cu Ajax sau la nu știu ce alt meci, victoriile cu Dinamo și așa mai departe, ei nu înțeleg cum dracului echipa aia de ajuns în semifinale de Europa League și a făcut niște performanțe, cum dintr-o dată nu mai voi sunteți niște oi, niște proști, niște retardați care nu știți nimic, n-ați învățat nimic pe lumea asta, noi suntem aia deștepți că uite ne facem noi acum echipă din nou în Liga 4-a, deși Steaua n-a retrogradat niciodată, dar din păcate revin la ce am spus mai devreme, la atomizarea asta și la faptul că noi în momentul când am primit valul ăsta, unda asta de șoc
în la sfârșitul 2014, eu tocmai ce mă întorsesem dintr-o deplasare din Danemarca, la Aalborg, unde vă anunț că am fost vreo 5 oameni, 6 de la sud și o singură mașină, vreo 5-6 oameni de la nord, atât. În deplasarea la Aalborg, deși era un meci capital, Steaua trebuia să învingă la Aalborg în momentul ăla sau să facă egal și am pierdut cu 1-0 ca să ne calificăm prima. Deci era un meci crucial și am fost 10-11 la meciul ăla, în total, din ambele peluze. Iar răsplata a venit câteva zile mai târziu, când de fapt echipa s-a desființat, practic, a dispărut. S-a numit FC Gazdele la următorul meci și a pierdut. În momentul ăla, noi trebuia să răbufnim cum ar fi răbufnit orice alți suporteri ai unei echipe importante din o țară care se respectă la o echipă care se respectă. Dar noi n-am putut, pentru că noi oricum eram divizați și noi oricum nu putem să ne coagulăm în jurul unui om, unei idei. Și mai e o problemă. Peluza Sud, cea care în momentul respectiv era considerat nucleul cel mai radical, nucleul maxim de radicalizare și de luptă împotriva conducerii și împotriva tot ce vrea să atace, da. Peluza Sud, în momentul ăla, a avut de suferit faptul că nu era, Peluza Sud niciodată n-a fost condusă ierarhic. Peluza Sud niciodată n-a fost organizată democratic. Peluza Sud a fost o peluză organizată într-un stil social, într-un stil semi-marxist, dacă vreți, dacă îmi permiteți termenul, adică în care toată lumea era egală, toată lumea se așeza într-un cer, fiecare era egal cu celălalt, iar dacă existau lideri, erau lideri nespuși, cum probabil am fost considerat și eu, lideri pe care lumea îi lua în considerare doar prin felul lor de a se impune sau prin meritocrație, prin faptul că se implicau în foarte multe acțiuni, vorbeau foarte mult, erau foarte activi, dar nu exista o scară ierarhică, nu exista o organizare ierarhică, nu era acolo o societate făcută în așa fel încât să reacționeze organic în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat și noi am avut un șoc toți atunci, că noi eram obișnuiți să luptăm contra Becali, contra Meme Stoica, contra conducere, contra Machie, Lache, Adi Talent și care dracu mai treceau pe acolo prin culbul ăla și ne enervau nedreptăților pe care le făcea conducerea și așa mai departe, faptul că călcau numele Stelei și Gloriile și așa mai departe în picioare, dar nu eram pregătiți să dispară, ne zică cineva, bă, știți, v-ați venit 12 ani, dar ăștia chiar și-au bătut joc de băi, adică asta nu este de fapt, a furat tot și de fapt e o societate înființată care a furat tot, absolut tot și uite că oamenii din fotbal împreună cu eroii voștri aia pe care îi aplaudați voi și considerați eroi și legende și așa, știau, dar n-au vrut să se bage. Alții au tăcut că sunt prieteni, alții au tăcut că sunt vânduți, alții au tăcut că le-a dat ăsta șpagă, alții au tăcut că sunt la pușcărie, alții că sunt corupți și așa mai departe și v-au făcut varză. Iar noi atunci trebuia să strângem cât mai mulți oameni, mii de oameni și să facem un proces colectiv de daune, de cerere de daune. Dar atunci, în momentul ăla, trebuia făcut. Și l-am fi ajutat și pe Talpan cu chestia asta. Și spun eu că nici presa și nimeni nu mai avea tupeu dacă vedea câteva mii de oameni care probabil că în jurul lor, creând un val și o isterie de asta și o emulație, adunau alte mii și alte mii și alte mii, s-a zicea la zeci de mii de oameni. Nu cred că cineva mai se mai punea în cale să mai spună, bă, stai că FCSB, că ăștia la televizor i-au spus Steaua până când tot Talpan a trebuit să dea niște, să le dea tot felul de somații și alea și să fie ăștia până la urmă amendați de CNA, de nu știu cine, să le zică, bă, frate, nu mai put, chiar nu mai puteți să mai zice Steaua, trebuie să ziceți FCSB. Dar noi, nu numai că n-am făcut asta, după aia noi am considerat altă greșeală pe care eu le-am spus-o tuturor, le-am spus-o și acum 5 ani, și acum 4 ani, și acum 3 ani și le-am spus și acum. Altă greșeală pe care noi am făcut-o ca suporteri și ca Peluza Sud este faptul că noi ne-am considerat că armata este egal Talpan care a câștigat procesele și care i-a luat Steaua lui Becali, că noi ne-am bucurat după aia. Am zis, bă, ăsta nu merita să aibă Steaua pentru că nu se pupă pe ceea ce
vrem noi la Steaua. Și clar, niciodată nu l-am halit și niciodată n-am considerat că merită Gigi Becali să fie sinonim cu Steaua. Chiar dacă unii îl văd de erou, îl văd filantrop, îl văd... Nu este nici cel mai rău om de pe pământ. Nu trebuie nici aruncat cu bolovanii în el, dar nu este nici demn să conducă Steaua, având în vedere că oameni precum Alex Andrescu sau chiar și Valentin Ceaușescu, un om de mare caracter și mai un om cult și un om care chiar nu s-a înțeles bine cu familia Ceaușescu, în fine, au condus Steaua, iar omul ăsta n-are ce să caute, este un parvenit, un om, așa cum spunea Salman Rushdie într-un roman care se numește The Ground Beneath Her Feet, vorbea acolo despre un personaj exact ca Becali, un om bogat în noi și sărac în maniere. Exact asta este descrierea lui Becali. Da, știi care e problema mea cu el? Te întrerup un pic. Știi care e problema mea cu el? Problema mea cu acest personaj este că m-a mințit 12 ani și eu nu pot să trec peste asta și n-am să trec peste asta niciodată. Exact, strict, din motivele pe care tu le-ai enunțat mai devreme. Da? Pentru că nu doar voi la Peluza Sud. Eu pe vremea respectivă mergeam la Nord. Da? Și deodată, m-am trezit, cum să spun eu ție, fără fundament la casă, știi? Fără postament la casă. Adică cum, echipa asta nu e echipa aia cu care eu m-am născut și am văzut pentru prima oară în viața mea fularul la o zi sau două? Adică a fost un șoc foarte, dar atunci, credem, adică ori poate să facă el ce o vrea, să, nu știu, să facă magii, să vindece 300 de oameni pe zi, nu mă mai interesează. De aici, eu asta zic, de aici pleacă frustrarea, dar, există un mare dar. Problema noastră este că îl vedem doar într-un singur sens. Vedem, principalul vinovat este acel om care a devenit patronul unui club, care acel club, o societate de acțiuni de altfel, nu s-a făcut conform unor acte corecte și acceptate în justiție. Că până la urmă în alta curte de casație justiție a dat verdictul că FCSB nu este așa și a dat un verdict definitiv. Nu l-am dat eu, nu l-ai dat tu, nu l-a dat nimeni. Adică s-a ajuns cu procesul atât de departe încât s-a ajuns până la în alta curte de casație și s-a ajuns până la un verdict definitiv ca să se dea în, până atunci toată lumea lua în derâdere, zicea, aia domne că stăia de la armată, că nu s-au înțeles, că nu le-a plătit ăsta chiria la timp, la stadion, erau tot felul de povești, de zboruri, că Becali venea și zicea, domne, eu le dau 100 ora de la armată, că nici nu înțelegeai niciodată nimic. Te duceai pe stadionul ăla și vedeai din ce în ce mai distrus, mai deplorabil, necurățat, buruieni ieșite prin scările alea, scaunele se rupeau sub tine, cădeau. Și Becali zicea, domnule, eu le dau, e cel mai scump stadion din România, eu plătesc chirie pe Ghencea cel mai mult, dintre toate, nici Dinamo, nici Rapidul, nimeni nu plătește chirie cât plătesc eu pe Ghencea, iar ăștia nu sunt stare să facă niște condiții cât de cât decente pentru suporteri. Și atunci i-am dat dreptate lui Becali, că îl juram și m-am ok, îl juram pe Becali, dar i-am dat dreptate, am zis, da frate, uite, omul dacă plătește într-adevăr, cât plătește, cum plătește, dar ăștia care întrețin stadion, oamenii care întrețin stadion, e clar că nu îl întrețin, sunt incompetenți, n-au nicio treabă, iau niște bani și nu fac nimic. E, chestia asta s-a dovedit reală și noi știam lucrul ăsta, că nu numai Becali, că Becali e unul singur, okay? E un om care a venit și a încercat să facă un business, cum a știut el pe vremea aia și cum se făceau business-uri de pe vremea aia. Dar noi știam că ăștia din armată, o grămadă de colonei generali și așa mai departe, cu nume grele, au luat șpăci, au închis ochii, tot probabil luând bani și așa, au colaborat și l-au ajutat. Și nu numai ei, ci și oameni din LPF și Mitică Dragomir și alții, și oameni din FRF și Gino Iorgulescu și Mircea Sandu. Mulți, foarte, foarte, foarte mulți oameni cunoscuți și importanți, inclusiv jucători de fotbal importanți, știau ce se întâmplă și au știut situația, inclusiv Hagi știa situația și au tăcut din gură. Dar nu vă pe nimeni înjurându-l pe Hagi, că n-ai Hagi și nu poți să-l înjuri. Hagi te-a scos în stradă, 94, de ce se întâmplă asta?
se numește, o repet a mia oară, că am mai spus-o în diverse contexte, disonanță cognitivă. În momentul în care nu poți recunoaște un adevăr până la capăt, pentru că se întrepătrunde și distruge și taie în anumite idei fundamentale în care tu crezi. În anumiți idoli, în anumiți... Noi am crezut în armată. Noi aveam, domne, armata va fi de acum înainte pentru noi mamă și tată. În 2014 a câștigat Talpan, Talpan e juristul armate, e clar că armata l-a pus. Boroi probabil că a zis, gata mă, de mâine mă fac cinstit și demn și o să intru în istoria stelei. Alex. Și gata, de mâine FCSB-ul va retrograda, că eu așa mă gândeam, bă, cursul firesc al lucrurilor, dacă ăștia au luat palmares de echipă tot, i-au luat emblemă, i-au luat tot, aia joacă cu FC Gaz de pe tricou, se va isca un scandal uriaș în care va interveni presa liberă din România și necontrolată de nimeni. Știu, da, naiv. Și în care vor interveni oamenii de bine, care vor binele fotbalului și vor performanță în România și onoarea armatei române și toți generalii și comandanții cu plin de medalii și de stele pe umeri și așa, cu onoarea armatei române care a luptat la Mărășești, Mărăși și Uituz, sângele eroilor căzut pe așa glie, un căcat, niște îmbuibați de șpăgi și de bani, dacă le dai 5 kg de cârnați acum în ajun de Crăciun, sunt în stare să zică să trăiți când treci prin fața lor, cu toate gradele alea pe umăr. Lege, scuză-mă că te întrerup. Uite că tot ai făcut o paranteză. Te rog frumos, spune tu în ziua de 14 decembrie, când că discutam mai devreme, acea zi în care am crezut noi, exact cum spuneai tu, că totul se va transforma, vom avea un nou club, totul va fi ok, vom fi în Liga 1, spune tu, dacă vrei să dai un pic din casă, cât eram acolo, ce frig era și dacă poți să povestești exact că tu ai fost la ședință și pe urmă ce discuție ai avut cu Lăcătuș și cum am rămas noi, inclusiv acum suntem un pic în dubii și dacă vrei să spui mai multe, că știu că ai fost la ședință și poți să dai mai multe detalii. Da, eu n-am nicio... Eu întotdeauna le-am zis oamenilor direct ce cred, n-am niciun fel de party pric cu nimeni. Nu. Din păcate m-ați invitat la emisiunea asta și o să supăr pe foarte multă lume, pentru că eu nu sunt un radical în momentul de față. Eu încerc să văd lucrurile la rece și să văd lucrurile exact așa cum sunt. Nu vreau nici să dau un ăla în care dă toată lumea, nici nu vreau să-l apăr pe ălalt. Adică ideea este că pe mine ce mă interesează și aici, noi pierdem din vedere și din obiectivul nostru faptul că scopul nostru este ca Steaua să ajungă la înapoi unde este locul. Steaua trebuie să fie un club performant, cel mai performant club din România, la toate sporturile, dar în special la fotbal, să beneficieze și să se bucure de acea bază sportivă și de acel stadion și să ajungă înapoi unde trebuie. Revenind, noi vorbim de momentul în care a venit Lăcătuș este în 2016, pentru că noi crezând în armată, că revin la discuția de 2014, sfârșitul lui 2014, când în începutul lui decembrie Talpan câștigă, îi se dă în alta curte de casație justiție, se dă decizia definitivă, FCSB pierde absolut tot, asta trebuie lumea să înțeleagă. FCSB pierde tot, pentru că după aia au mai fost procese care au demonstrat că FCSB pierde tot. Asta este, ăsta e adevărul, din păcate, din fericire. Pentru unii din fericire, pentru alții din păcate, nu stă să judecăm acum. Dar în momentul ăla, pentru că dacă ei erau Steaua, se numeau Steaua. Dacă ei erau Steaua, jucau un ghience, aveau culorile roșu-albastru, palmaresul începea din 1947. Da, că ei zic acum, am auzit pe unii care zic, domne, dar nu e domne că ăștia, uite, că se judecă Talpan acum și a fost și Mustață și nu știu cine pe acolo și au zis că nu doar că se amână, că nu ia convenit rechizitoriu. Nu se judecă pe nimic, pur și simplu FCSB a cerut amânarea unei acțiuni în constatare, care aia a fost dată, dar n-a fost definitivă, nu știu cum și în fine, acum
se poate definitiva, dar ăștia tot cer amânări și tot vor să amâne definitivarea acelei acțiuni. Ce o acțiune în constatare? E faptul că eu spun, păi uite, eu ți-arăt chitanță că am dat 1000 de euro pe telefonul ăsta și telefonul e la mine în buzunar și scrie pe chitanță și pe factură că e al meu. Și judecătorul zice, da, e al tău. Și vine unul și zice, bă, dar nu e al tău. Vine FCSB și zice, nu e al tău, e al meu. Și zice FCSB-ul, ce a zis judecătorul că e al tău? Da, a zis, da, da, a zis definitiv. Păi n-a zis definitiv. Păi ia fă să zică definitiv. Și după aia zice, da, dar noi cerem amânare. Și tot cer amânare și amânare. Dar eu în continuare am telefonul, am factura, am totul la mine. Exact așa și cu palmaresul stele. Dacă iar avea Cupa Campionilor Europene, îi rog frumos pe cei de la FCSB să facă o acțiune în care să prezinte sau să un tricou, nu știu ce, în care să te folosească de acest... De acest lucru, pentru că eu în momentul în care am făcut o acțiune și am avut nevoie, chiar am avut nevoie pentru o acțiune umanitară, o acțiune în fine, poate cine își mai amintește ce s-a întâmplat la sala polivalentă cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni și cu acțiunea pentru combinată cu acțiunea pentru Mihai Neșu, la care e ultimul eveniment public la care a fost prezent și Didi Prodan. Noi am avut acolo și acordul să folosim în marketing și pe anumite tricouri și pe anumite produse de marketing și inclusiv poze cu trofeul și cu Cupa Campionilor Europene. De la cine credeți voi că l-am obținut? De la FCSB sau de la Steaua București? Vă întreb eu pe voi. Evident că de la Steaua București. Asta e un nonsens. Păi evident. Că dacă nu putea să mi-l dea Steaua... Nu, dar dacă Steaua București zicea, domne, stai că nu s-a judecat palmaresul, că nu se știe, că nu știm exact, că așteptăm decizia unui judecător și nu știu ce, zicea, sună-l pe Meme Stoica, poate îți dă Meme Stoica sau cine e acum la Steaua Argăseală sau cine e, poate îți dă el trofeul să-l folosiți, vă dau ei vreun act. Dar nu mi-a zis nimeni, mi-au zis, nu tată, cu noi vorbești, cu noi semnezi, noi folosești ăsta, noi îți dăm drepturile. Că noi putem să și dăm în judecată dacă îl folosești fără drepturi. Înțelegi? Deci atunci la cine e palmaresul până în 2003? Problema mea e ce se întâmplă cu palmaresul din 2003, pentru care eu am cheltuit bani, energie, sănătate și așa mai departe. Ei, revin la 2014. 2014. Noi am zis, domne, armata o să facă și o să dreagă, presa o să facă. Noi am așteptat de la alții să se facă. Se-ul ăsta, puneți-l cu litere mari. Și puteți să-l lipiți pe fruntea tuturor românilor, că toți românii își doresc, aici da, etichetez eu, îmi asum această etichetare, fiecare românaș de-al meu, fratele meu român în parte, are dorința să se facă ceva, să se întâmple ceva, să se vrea, să se ducă, să se morții măsii, să se. Nu există să se. Există să vrei tu să faci și să faci, să ții tu, să te duci, să te zbați, să te implici. Nu să se implice sau să se întâmple. Nu o să se întâmple nimic, niciodată. Aici noi nu am înțeles chestia asta și noi nu o înțelegem. Și asta 2 ani de zile așteptăm frumos în banca noastră și cu minți ca domnii care conduc armata și care conduc Ministerul Apărării și care conduc Clubul Steaua, așa, toți domnii ăștia la un loc, să se facă ceva. E, uite că nu să se făcut nimic. Și noi am rămas uitându-ne la FCSB, jucând în cupele europene, comentatorii toți spunându-i Steaua, Talpan luat în batjocură și umilit de toată lumea. Și la sfârșit ne-am trezit că, bă, hai că am dormit, știi, adică nu prea mai facem nimic, că asta e viața, ne obișnuim cu ideea. Până când nu vreau să-mi asum aici sau să-mi atribui eu merite sau mai știu ce, pur și simplu n-am mai suportat. Și am început să mă cert cu lume, inclusiv cu lume din apropiați, din oameni pe care îi respect în continuare și cu care am făcut foarte multe lucruri în plus, dar am început să mă cert cu foarte multă lume, încercând să mobilizez oamenii să facem noi ceva, nu să așteptăm să facă, să mergem peste ăștia, să-l înjurăm. Păi comandantul clubului, care la ora era Boroi, să-l înjurăm pe ăla, să cerem asta, să asta, pentru că ne-am trezit că vin 30 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europene, vine 7 mai 2016,
Și nouă nu ni se permitea absolut nimic, adică nu aveam voie nici pe stadion, nici în jurul stadionului. Nu puteam, nu eram acceptați de nimeni, nu mai vorbeam de proiecte, de alea, nu, stai frate că nu se poate nimic. Ei, iar noi voiam să facem ceva și atunci în momentul ăla am zis, bă frate, mergem, dacă ei nu ne vor, îi vrem noi, mergem noi peste ei. Și am reușit eu, Alexandru Tofan, zis și lege, să mobilizez cu ajutorul prietenilor mei din grupul Hunters, din alte grupuri, din Vlacar, de pe unde mai am, inclusiv băieții de la T2, inclusiv o parte din băieții de la Nord, așa, să venim vreo 3-400 de oameni în fața clubului, așa dintr-o dată, în fața stadionului și a clubului Steaua, și să începem să-l înjurăm pe domnul Boroi și să vină presa, am chemat și Antena 1 și ProTV și mai știu eu pe cine, și să dăm interviul împotriva conducerii. E, în momentul ăla au început lucrurile să se miște, în momentul ăla a început să sune comandantul clubului, mă sună pe mine. Stați domne, că n-am înțeles noi, că vrem, că stați, că hai că facem, că dregem, că stați un pic, că vă ajutăm, că nu știam ce vreți, că vă dăm noi și aprobare, că hai să facem ședințe, întâlniri. Și de aici s-a pornit, s-a făcut proiectul de la Polivalent împreună cu George Ogăraru și cu asociația lui pentru Mihai Țăneșu. S-a făcut intrarea pe stadion și sărbătorirea celor 30 de ani cu torțe și cu drone și cu... Nu știu dacă mai știți filmulețele de acum 4 ani, dar a ieșit ceva spectaculos. Deci se poate face, se poate face ceva dacă noi facem ceva. Nu se face ceva de la sine așa. Asta a fost o lecție pentru mulți, dar din păcate eu sper că n-au nici invidie, nici vanitate, pentru că eu după aia am plecat după tot episodul ăsta, le-am arătat că se poate, se poate dacă vrei și te implici, și după aia am plecat și am zis, ok. Boroi, înainte să plec, m-a spus, domne, că dumneata ești un om așa cu care se poate discuta și nu știu ce, și uite, l-am chemat și pe Marius Lăcătuș și pe domnul Neagoie și nu știu ce. Hai, domne, că uite, fac echipă, că uite, ne-a venit și proiectul ăsta, acum să facem stadion, să nu știu ce, pentru evenimentul din 2020, campionatul european și nu știu ce, să, trebuie să, uite, ne vin niște bani de la organizațiile de afară, FIFA sau nu știu care, care a dat mai mult de jumate din banii ăștia, de, mor când iau pe ăștia, că s-a făcut din banii publici, din banii noștri, avem și noi dreptul, bă, n-aveți niciun drept, stați cu minți, vedeți-vă de treaba voastră, că banii voștri care contribuiți voi acolo, aveți grijă că până să ajungeți voi pe Ghincea, vedeți că în România nu aveți medicamente pentru diabetici momentan, absolut deloc, așa? Bun. S-a făcut, în momentul ăla s-a dat drumul la proiect, m-a chemat, am discutat, eu am stat, da, recunosc, am stat în birou prima oară cu domnul Boroi și cu domnul Lăcătuș și Marius și am discutat proiectul și mi-au zis, domnule, păi dumneata ești tânăr, ești asta, ești implicat, vină domne cu proiecte, arată-ne cum se face organigramă de asta, de club, cum vrei, voi ești. Stai un pic că mă bufnește râsul. Cum adică, tovarășul Boroi, că eu nu pot să-i spun domn, iartă-mă, dar nu pot. Eu nu pot. Da. Adică omul ăla zic. Deci tovarășul Boroi, care era comandantul clubului la ora respectivă, își cerea ție suporter să faci organigramă pentru club? Bă, eu m-am simțit mega ok, pentru că 2 ani de zile nu ne-a cerut nimic, dar 2 ani de zile ne-a dat flit, adică eu îi cunosc pe băieții care au încercat să sunt niște băieți care au încercat să facă lucrurile corect și cum se face într-o țară civilizată și eu apreciez foarte mult. Băieți care se implică și care sunt în peluze de foarte mulți ani, poate unii mai mulți și decât mine și poate sunt și mai mari ca vârstă. Au încercat să facă lucrurile corect, să vină cu un proiect, să le ai explice, domne, păi hai că acum face, păi uite, am scăpat de becali, hai să ne apucăm. Ăștia au zis, domne, păi dacă ne apucăm, noi trebuie să ne judecăm cu ăsta, păi până ne dau ăștia, nu putem să luăm locul FCSB-ului, doar să redeschidem secția de fotbal, să luăm, să folosim palmaresul, emblema și tot, dar până ne judecăm noi cu toate entitățile și toate alea, trebuie să începem de jos, dacă vreți să începem. Ok, începem de jos, din Liga 4, nu contează. Ei, după care s-au tot sucit, iar comandantul clubului de atunci, domnul Boroi, n-avea niciun chef și nici nu dădea doi bani pe noi, nu știa cine suntem și ce vrem. Ia mai lăsați-mă frate cu ăștia, duceți-vă de aici cu ei. N-avea chef și nu dădea absolut doi bani, doi bani nu dădea pe noi.
În momentul în care a văzut cine suntem, în momentul în care el a văzut cine suntem și ce putem face, și când a văzut evenimentul ăla de la Polivalentă cu câteva mii de oameni, 4.000 sau 5.000 de oameni în sala aia, cum se zguduia toată sala aia și cum cânta lumea și ce atmosferă s-a făcut, când a văzut ce am făcut pe stadion, ce spectacol cu torțe, cu alea, nu știu ce, când a văzut că suntem oameni cu mai multe facultăți, unii dintre noi, oameni care avem joburi, care avem alt gen de abordare, care avem alt gen de intelect. Eu nu sunt prieten, că au tot scris, au tot spus tot felul de tâmpiți despre mine, că domne, lasă-mă cu ăsta, că ăsta cine știe pe unde a fost, ce servicii l-au racolat, ce masonerii, ce alea. Nu sunt, mă frate, vă invit să verificați toate părțile, pe toate părțile vă rog să mă verificați, o să găsiți că sunt un vagabond tâmpit, dar cu școală, un vagabond de școală veche, care a fost și la școală, s-a și drogat, s-a și bătut pe stradă, a fost și bătut, a și dat bătaie la rândul lui, tot ce vrei, a trecut prin toate stările posibile și imposibile în care trece un tânăr din România, dintr-o familie săracă. Da? Eu nu sunt, eu n-am fost în aceeași lojă cu Boroi și nici în aceleași anturaje cu Zisu sau cu mai știu eu cine. Da? Nici măcar cu Becali. Becali am fost la el în casă cu alți suporteri de două ori, că ne-a invitat pe vremea aia să discute cu noi, că s-a pus în capul mesei și acum țin minte. Eu râdeam de ce porcărie de mobilă și cât de chicios arată totul în palatul ăla de la Palatul Alexandru, care ăla e un palat, mă rog, un aer nobil, așa. Și da, pusese niște plasme pe acolo, pe niște mobilă, Ludovic, în fine. Iar el s-a ridicat în capul mesei și a zis, băi, care mă ați înjurat, bă, tată? Și eu m-am ridicat și am zis, eu, noi, ăștia, de la sud. Și de ce mă jurați, mă, tată? Da. Și am explicat de ce le înjurăm. În fine. Deci revin la Boroi. Boroi, da, el a fost, până la urmă, s-a dat pe brazdă cu... Eu unul l-am apreciat la final. Pentru că înainte să plece la Comitetul Olimpic și așa, omul a zis, domne, eu atât ați promit, eu îți fac echipa de fotbal. Și îl chem pe Marius Lăcătuș. Mai departe, voi, dacă voi puteți să puneți presiune și să faceți lucrurile în așa fel încât să faceți performanță, în 4 ani sunteți în prima ligă. Steaua va fi în prima ligă. Eu sunt stelist, eu vreau să ajungem în prima ligă și să uităm de Becali. Să nu mai știm de Becali, să nu mai auzim de asta. Auzi, Lece? Da. Dar când își lua și păci de pe la Becali, nu-i mai păsat de Steaua, nu mai era stelist? Frate, aici e problema noastră. Aici e iarăși o problemă. Și aici eu nu sunt de acord cu tine. Și spun de ce. De ce? Băi, tată, toți au luat păi și tot. Deci, în România, corupția este un efect, nu este o cauză. Corupția și modul omului de a se gândi la propriul lui bine, la burta lui și la firmiturile aruncate de alții și la șpăcile lăsate de alții, sunt urmarea experienței de 50 de ani de comunism și de foamete și de dezumanizare, de îndobitocire în masă. Și nu poți să-i acuzi pe oamenii ăia că sunt niște șpăgari. Adică poți să-i acuzi pe ei în particular că și-a luat și pe care, dar să rămâi stocat și blocat în chestia asta și să nu treci peste, dă-l morții măsii pe ăla cu șpăci, fără șpăci, ok, și-a luat șpăci, bravo lui, și-a luat șpăci. Bă, până la urmă, tâlharul ăla de pe cruce de lângă Iisus a zis, Doamne, iartă-mă, Doamne. Ok, bine, te-am trecut la pierdere și aia, trecem peste Boroi, dă-l dracu, nu mai contează, a făcut și-a răscumpărat poate 1% din greșeala sau din relele pe care le-a făcut acestui club. Dar noi, în loc să ne focalizăm pe ce am câștigat noi și să ne focusăm, să zicem, bă, am făcut noi un pas uriaș, noi ne gândim, bă, dar ăsta a făcut morții, măsii, nu, chiar nu putem să-l mai înjurăm încă vreo 10 ani? Ce câștigi dacă îl mai înjuri și dacă te întorci să-l acuzi în continuare și să-l înjuri în continuare și să-l faci varză? Eu asta nu înțeleg, la fel și cu Becali, la fel și cu FCSB, la fel și cu nu știu cine și cu... Nu înțeleg, de ce trebuie să ne întoarcem și să ne blocăm în chestia asta, în ura asta unii față de alții și ok, ăia au fost, s-a demonstrat, e demonstrabil că au făcut niște erori și că sunt niște caractere de căcat, dar trebuie, cu ce mă ajută pe mine? Că eu constat, că eu vin și constat și zic, ăla a fost vândut, ăla a luat șpagă,
ăla este un nenorocit care vrea rău. Bă, dacă mie mi-au venit securiști și oameni importanți în momentul ăla și a zis, bă, voi ați obținut o mare victorie acum. Trebuie să profitați de asta. Dacă vreți echipa Steaua, într-adevăr să existe Steaua și să nu mai aveți problema asta că e FCSB, că nu e, că nu știu ce, 20.000 de oameni, trebuie 20.000 să ieșiți în stradă și să tot timpul să faceți, să stați acolo. O lună de zile, în fiecare zi, 20.000. Să stați călare pe ei. Și în momentul ăla vă spun eu, Talpa am câștigat toate procesele, politicul e de partea voastră, televiziunile vin de partea. Dar nu 20.000 să ieși să vandalizați, să rupeți magazinele în două sau să dați foc la nu știu ce. Nu, 20.000 care vă duceți și pichetați în fiecare zi. Bă, mai vine jandarmeria, bă, mai alea, nu știu, plecați, veniți a doua zi tot 20.000. Sau poate mai vin alții, că după aia dacă veniți 3-4 zile 20.000, la sfârșitul săptămânii sunteți 50.000. Sunteți în stare? Și eu am zis, bă frate, din câte știu eu, nu suntem în stare. De ce nu suntem în stare și de ce suntem aici? Pentru că gândim tot timpul retrospectiv. Pentru că noi nu putem să ne gândim la ce am câștigat, ci ne gândim la ce ne-am pierdut. Știi, există 5 reguli pe care, nu știu dacă ați auzit de Simon Sinek, este un tip cam de o vârstă, poate cred că un pic mai mare decât mine, un... Da, nu știu dacă să-l numesc speaker motivațional, dar cam cu asta se ocupă. În fine, e un tip foarte inteligent, evreu, bineînțeles, care spune că sunt 5 lucruri de care trebuie să ne legăm în viață ca să avem succes și să ne meargă ok și să ajungem să ne atingem ținta. Și primul este că există două tipuri de oameni și aici... Nu știu dacă trebuie să împart oamenii în astea două categorii, dar de multe ori există lucrul ăsta și mi se întâmplă și mie. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să fiți la undeva, într-un loc, vă o să vă fie foarte sete, spre exemplu, cum mi s-a întâmplat mie, mi-era foarte sete la un festival și într-un loc aveau bere pe care o dădeau gratis. Pur și simplu, erau de-asta de bere care vreau să-și facă reclamă și aveau un număr limitat, nu știu, de câteva mii de bere pe care le dădeau gratis. Și acolo era... Da, eram eu cu un prieten și prietenul ăsta al meu îi zic, bă frate, mi-e sete, hai uite, e bere gratis. Și el zice, bă frate, dar e coadă foarte mare, n-am chef să stau, nu, mai bine mergem și din altă parte. Sau zic, bă frate, coada e peste tot oricum, ca să ajungem în partea cealaltă a festivalului, facem foarte mult, hai să stăm aici să luăm bere. Noi, că e coadă, că nu, n-am chef, că nu știu ce. Până la urmă, lui nu era atât de sete cât îmi era mie. Ei, chestia asta, eu vedeam lucrul pe care îl doream și asta este, sunt două categorii de oameni. Oamenii care văd lucrul pe care îl pot câștiga și pe care îl vor, ținta de care vor să se apropie. Și oamenii care vor numai partea care îi împiedică să atingă acea țintă. Ar vrea și ei să ajungă acolo, dar ei văd numai obstacolul. Și se împiedică de chestia, da mă, dar... E coada asta foarte mare, înțelegi? Noi, regula este în felul următor. Tu nu poți nega ca un om să aleagă ce să facă. Tu poți să alegi să stai la coada aia și să-ți iei, sau poți să alegi să lași pe alalt să alege să aleagă să plece, pentru că necesitatea lui în momentul ăla nu este suficientă ca să determine să facă sacrificiul respectiv. Dar nu poți să judeci, nu poți să etichetezi, nu poți să judeci. Însă poți să-ți dai seama că tu ești cel care vede ținta și vrea să ajungă la țintă, iar cel de lângă tine este cel care vede doar obstacolele și atât și te împiedică. În defavoarea noastră este că noi în peluză, în momente cheie și în momente în care lumea avea speranță că peluza sud va face ceva în momentul ăla, va rupe cumva lucrurile în două și se va implica, în momentul ăla au fost mai mulți oameni care vedeau obstacolele decât oameni care vedeau ținta. Și aici pe noi ne-a blocat chestia asta. Iar următoarea regulă din astea cinci este, el dădea exemplu cu medicii care în secolul XIX asistau la nașteri și a fost în Marea Britanie o criză de asta în care foarte multe femei mureau imediat după naștere.
și nimeni nu știa de ce. Și până la un moment dat, un mare savant, îmi scapă acum numele, a descoperit că medicii care făceau autopsii dimineața, după amiaza făceau, asistau la naștere. Sistemul medical era foarte gregar, rudimentar pe vremea, și a descoperit că medicii nu se spălau pe mâini, că nu era obiceiul ăsta atât de pitoresc acum, sau împământenit cu spălatul pe mâini, și oamenii nu se spălau pe mâini, medicii nu se spălau pe mâini. Și au descoperit că asta era de fapt cauza care infecta așa. Dar 30 de ani s-a făcut mișto și s-a râs de acel savant, adică nimeni nu-l credea, 30 de ani. Până când s-a demonstrat și au venit mai mulți și au zis, bă frate, da, uite, dacă ne spălăm pe mâini, nu mai mor oameni. Dar 30 de ani au tot murit o grămadă de femei. Ce spune chestia asta, care e pilda în toată treaba asta, este faptul că de multe ori trebuie să te gândești că poate ca raționament cel care greșește ești chiar tu. Adică nu trebuie să pleci niciodată de la raționamentul că tu vezi lucrurile corect, ci tu vezi lucrurile doar dintr-o perspectivă și atât. Perspectiva ta poate fi de multe ori greșită în anumite situații. Și poate să existe situații în care să ajungi la astfel de erori grave, în care să se sacrifice ceva. Așa a fost, făcând o corelare sau ducându-mă cu exemplu, extinzându-l și ducându-l la ce s-a întâmplat atunci cu Sudul, noi am fost cei care nu ne-am recunoscut greșelile. Pur și simplu, noi, pentru că eu nu dau vina pe, eu sunt genul care nu mă duc să dau vina pe Nord, pe ăla, pe Mustață, pe FCSB, pe nu știu ce, pe Safta, pe ăla, pentru că nu de ei depinde. Ei au pierdut, oamenii au pierdut, oamenii ăia săraci se agață de ceva în care credeau. Că sunt infractori, că nu sunt, că l-ai vândut, că nu e, că l-a făcut extrocherii, că astea. În momentul de față îi se agață de ceva ce nu au, de o himeră. Noi avem ceea ce este important, dar nu știm să punem în valoare, nu știm să punem în practică, nu știm să profităm de chestia asta, pentru că, exact, nu respectăm anumite reguli și nu știm să le respectăm, nu le avem în ADN-ul nostru, în sângele nostru, în mentalitatea noastră, și e foarte greu să schimbi mentalitatea unei națiuni, pentru că o masă de suporteri este reprezentativă, este oglinda unei națiuni. O masă de suporteri este aceeași masă eterogenă din societate. Oameni amestecați la toate nivelurile, din toate categoriile sociale, dar cu aceleași cutume în gândire, cam pe același pattern creați, din păcate, de către, da, un sistem la care ne înhămăm toți, dar nu ne obligă nimeni să gândim într-un sens sau în altul. A treia regulă ar fi foarte importantă, este să-l ajuți pe celălalt. Și tot Simon Sinek dă un exemplu aici și spune că în SWAT, celebrele trupe SWAT americane, în training, între 6 luni și un an de zile durează trainingul, nu trec nici cei mai musculoși, nici aia care au fost mari atleți în liceu, în facultate, mari sportivi, fotbaliști americani, tip chelioși, tatuați, plini de mușchi, luptători de K1, luptători de MMA, boxeri. Nu, de foarte multe ori ăștia cedează și nu trec, pentru că sunt foarte individualiști. Cei care trec sunt cei care poate la început par slăbănogi, par slab mental, pregătiți, dar sunt cei care găsesc undeva la capătul puterilor lor, în niște antrenamente cumplite și grele, găsesc puterea de a-l ajuta, de a întinde o mână și l-a ajuta și pe ăla din stânga sau pe ăla din dreapta lui. Spiritul ăsta de echipă. Când unul face o mișcare, toți se mișcă ca un tot unitar. Aici iarăși este un punct la care ar trebui să se gândească mulți oameni care fac parte din anumite grupuri, din peluză și așa mai departe. Pentru că, din păcate, iarăși sunt lucruri pe care eu nu încerc să cert pe nimeni acum, eu încerc să găsesc, să demonstrez o logică a faptelor, că oamenii să fie un pic introspectivi, să se gândească, bă frate, poate hai să facem și așa, sau poate ne motivăm unii pe alții, poate ne privim un pic mai altfel, lăsăm vanitate, orgoliu, invidie. Iar și invidia nu o înțeleg, n-am experimentat niciodată invidia, nu știu ce înseamnă, nu sunt creat
să înțeleg cum funcționează Nvidia, n-am atins și asta. Ce ne-a lipsit iarăși a fost un lider. Un lider nu neapărat o persoană. Nu știu, eu să vă întreb pe voi, acum că am vorbit numai eu și cred că v-am plictisit pe toată lumea și cred că dorm toți la ora asta, dar să vă întreb pe voi. Ai să râzi, să știi că sunt peste 200 de oameni care ne ascultă. Alex, Da. Vreau să te completez la ceea ce ai spus tu și sunt 100% de acord și cred că ăsta e și rolul pe care l-am gândit cu Lucian să facem chestia asta cu CSS-ul, comunitatea. Noi aici suferim. Steliștii sunt dezbinați și se bagă și se vrea să fim dezbinați. Deci nu numai că noi avem animozități, avem orgolii, n-avem... Cine se vrea? Cine este ăla care vrea să fim dezbinați? Uite, de exemplu, vreau să presa. Știi identitatea acelui se. Așa, fi presa, foarte bine, bravo. Așa, presa. Bun. De ce vrea presa să fim dezbinați? De ce are presa puterea asta să ne facă să ne dezbine? De ce? Pentru că nu suntem uniți. Na, poftim, un exemplu. Hai să dau un exemplu. De ce nu putem noi să contracarăm asta presa? Hai să-ți dau un exemplu. Eu în 86 aveam 17 ani. Eu am trăit fenomenul ăla pe live, cum s-ar zice. Mă mai auziți? Acolo. Da, te auzi. La mine cred că s-a întrerupt. Eu în 86 aveam 17 ani, am trăit pe live. S-a întrerupt la mine. Nu știu dacă mă mai auziți, eu nu pot mă mai auziți. Te auzim. Hello. Te auzim. Alex, te auzim. Da, cred că i s-a descărcat telefonul sau. Nu, cred că căștile i s-au descărcat. Ca să continue. Da, te auzim, Alex. Cred că i s-au descărcat căștile. Înțeleg că are o pereche de schimb. Hai să continui eu. Deci în 86, Steaua a devenit un fenomen. Un fenomen în România și în toată Europa de Est. Atunci și rapidiștii și steliștii și craiovenii și timișorenii și constanțenii toți au ținut cu Steaua. Deci nu este o chestie falsă. Toți, chiar dacă ne urau ei așa în sinea lor, și-au dorit să câștige Steaua. După care Steaua a devenit cea mai iubită echipă din România. Cu milioane de... Unde toți copiii puneau 4 polovani în stradă și își luau numele jucătorilor de la Steaua și își făceau echipe. Și ce vreau să spun, toată chestia asta, suporterii niciodată în perioada asta, 80 până 90 și ceva, nu au contestat conducerea. Nimeni venea la stadion cu 2-3 ore înainte de începerea meciului, se juca table. Suporterii suferau dacă se întâmpla să nu câștigăm sau să se mergea în deplasări, tot așa. Deci era suferință. Hey, când Lece spunea că domnule, că Hagi n-a avertizat, ba da, Hagi a avertizat public. Dacă vă aduceți aminte la Marius Tucă, a spus, vedeți că se încearcă și a făcut și dovezi. Vestita Aga, că suporterii știu și de vârsta mea cum s-a întâmplat cu chestia aia, cu bodyguards-i pe la stadion și cum așa. Semnale au fost. Numai că noi n-am avut atunci cineva, aici îi dau dreptate lor ce să ne confirme totuși că așa se va întâmpla. Da? După care, până în 2007-2008, să vă duceți aminte că aici suntem două generații de... Noi eram suporteri, după care ei au devenit și Peluza Nord și Peluza Sud, au devenit ultra și au devenit alt gen de... Noi eram la tribuna a doua, nu eram așa de mulți, dar după terminarea meciului mergeam pe străzi, pe la Drumețu, pe la fotbaliști pe acasă și ne opream la CCA.
și blocam străzi. Și, da. Pune. Știi ce vreau să te întreb? E foarte în regulă ce spui tu. E foarte în regulă ce spune și Lece. Însă eu am o întrebare. Mai bine zis, am o dorință sau nu știu. Nu știu cum să o numesc. Mă, oameni buni, ce facem from now on? Și aș vrea să vă întreb pe amândoi, o secundă, Lece, aș vrea să vă întreb pe amândoi și aș vrea să vă întreb și pe Nico. Ce facem? Aici vreau eu să ajung. Deci atunci, nu aveam probleme cu conducerea. Deci totul era ok pentru noi. Suferam al dracu de mult față de anii 2000. Se sufera, te duceai la servicii, erau dinamoviști, erau rapidiști, stăreau pe tine. După când s-a făcut rocada asta cu nenea ăsta, care nu vreau să-i spun numele, crede-mă că eram indiferenți. Eram toți, mai ales ăștia de la, ne mutasem spre pe tribuna 0. Eram, îi înjuram pe aceia din lojă de acolo, că deja apăruseră lojele. Și așa, cei de la tribuna 2. Deja erau mișcări, eram sictiriți, eram dezgustat de ce se întâmplă. Și în concluzionez, ai văzut că am spus de multe ori și mă repet până vreau să înțeleagă toți. Dacă nu era Peluza Sud și o parte din Peluza Nord, din băieți și colonelul Talpan, nici acum nu aveam secția de fotbal activată. Deci să ne fie foarte clar. Ce au făcut băieții ăștia? Da, aici sunt total de acord. Deci nu singurul merit este al lor. Înțelegeți? Ca să înțelegeți. Faptul că ăștia sunt cu FCSB-ul foarte bine. Deci eu am stau în galerie între băieții ăștia. Eu n-am văzut între alte galerii atât de bine educați. Vorbesc perfect gramatical, fără greșeli, nu analfabeti, nu. Ironici, frumos, ironici. Deci e o plăcere să stai printre ei. Da? Problema este noua noastră că acum, într-adevăr, suntem puțini și că noi trebuie să facem ceva, să ne unim. Cum a spus și Lece și eu am zis și eu tot timpul. Trebuie făcut să pichetăm, dacă nu se poate, nu știu, conducerea acolo de pe Bulevardul Ghencea 35 vis-a-vis de cimitir. Acolo e. Nu să fim catalogați în felul și în asta. Deci este și interesul conducerii armatei, au sprijinul suporterilor. Noi trebuie să aducem staua din nou în Liga 1 și numai suporterii pot face chestia asta de, cum se spune, de susținere, de imagine. Deci noi vom umple stadionul și trebuie să-l umplem, dar trebuie să facă și armata ceva, conducerea. Fără chestiile astea nu există. Degeaba suntem noi. Și ăștia nu văd. Eu văd foarte multă reticență la în conducerea Stelei. Deci faptul că am stat 3 ani de zile în Liga 4, am fost umiliți, am înțeles, e cea mai mare umilință din istoria clubului ăsta. Vreau să mă înțelegeți. Mai ales la meciul cu Carmen. Păi bun. Deci, lasă meciul cu Carmen. Ai 6 ani de zile de când ai luat palmaresul, emblema și tu, ai 6 ani de zile și tu de-abia Alex, ești în Liga 3. Alex, tu l-am luat, l-am avut tot timpul. Noi nu am pierdut. Da, eu zic. Eu zic. Nu, eu, în momentul în care inutil, pentru că ei, în momentul ăla, pe CSB-ul era nimeni, adică marea majoritate a populației, a oamenilor care se uitau la fotbal, nu se gândeau, nu asimilau, nu știau că există un proces care va fi câștigat de armată și că ăia vor pierde dreptul de a folosi și că ilegal au folosit acei 12 ani o marcă și au păcălit oamenii, au făcut bani, au făcut foarte, foarte, foarte mulți bani cu o minciună și nimeni n-a venit să le ceară socoteală nici măcar o dată. Eu n-am văzut acest vreo asociație, vreo ceva, vreo, nu știu, vreo organizare a cuiva să zică, bă, frate, uite, în momentul ăsta, eu am propus-o și mi s-a zis, bă, frate, lasă-ne, tată, că n-avem cum să facem, că noi vedem coada, nu vedem berea de capăt, înțelegi? N-avem cum să facem, noi să ne dăm până judecată. De ce, frate, n-avem cum? De ce n-avem cum? Nu mi-a explicat nimeni de ce nu putem să ne constituim în parte vătămată într-un proces cu
cu toți generalii și cu becalii și cu toți care au fost în 2003 și cu presa și cu toată lumea aia implicată, care au mințit și ne-au făcut pe noi să dăm bani, energie, timp și să credem în minciunea aia, făcându-i pe ei să câștige bani. Sunt niște vinovați, da, care au acceptat minciunea asta și care n-au ieșit să o spună și aia m-au făcut, au câștigat bani, mi-au luat mie bani din buzunar, mie, ție, lui X, lui Y, lui Z, da? Oameni care au mers sute de meciuri